stă scris la lege și la mărturie. În cartea Exodul, capitolul 19 cu versetul 20, stă scris Domnul s-a coborât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Citind Biblia la rând, în cartea Exodul, la capitolul 32, intitulat Vițelul de Aur, am găsit câteva aspecte care mi-au atras atenția. În primul rând, oamenii au întotdeauna nevoie de un Dumnezeu. Apoi, cu cât acest Dumnezeu este mai vizibil, mai palpabil și mai strălucitor, cu atât oamenii sunt mai fericiți. Și închinarea și sărbătoarea. Sunt dependente de muzică. Presiunea mulțimii este atât de puternică încât, pentru a rezista, este nevoie de o putere supranaturală. O apostazie, înainte de a se vedea, se aude. O închinare, sau o muzică păgână, chiar dacă primește o destinație corectă, o sărbătoare în cinstea Domnului, va rămâne tot păgână. Și cel mai important, ca să faci distinția între dumnezeiesc și omenesc, între muzică creștină și muzică păgână, trebuie să urci sus pe munte, în prezența lui Dumnezeu. Acest munte se traduce prin relația apropiată cu Dumnezeu. Și Aaron ar fi putut fi pe munte dacă s-ar fi străduit să-i placă mai mult Domnului decât oamenilor. Iosua a sesizat existența unei probleme, însă nu a reușit să o concretizeze. Dar Moise, sus pe munte, a fost înștiințat de însuși Dumnezeu cu privire la realitatea care se petrecea în tabără, fiind astfel sigur de răul săvârșit de popor. Noi trebuie să studiem, să medităm și să ne rugăm. Atunci vom avea vederea spirituală necesară pentru a putea vedea în curțile interioare ale Templului Ceresc. Vom prinde temele cântărilor. Și ale mulțumirilor corului ceresc adunat în jurul tronului. Doamne, te rugăm să ne dai discernământ în alegerea muzicii. Fă-ți timp astăzi pentru Dumnezeu, ca să ai putere să te ferești de compromis, ca să poți conștientiza caracterul muzicii cerului și astfel să discerni binele de rău și în muzica din viața ta.